Obiectul conferinței noastre de presă de azi este situația poluării și a spațiilor verzi din București, dar o să vorbim la sfârșit și de dezvoltare, cum putem să dezvoltăm acest oraș. Am adus o planșă în care tot ce vedeți cu roșu, toate împreună însumează sute de hectare de spațiu verde pe care primarul general PSD și primarii de sectoare PSD doresc să le distrugă, să dispară din planul urbanistic general al Bucureștiului. Repet, sunt sute de hectare pe care prin planurile urbanistice zonale de sector aceste spații urmează să fie distruse. În condițiile în care avem un raport al Institutului de Sănătate Publică, raport care spune că în medie bucureștenii pierd 4 ani din viață din cauza afecțiunilor medicale generate de poluare atmosferică, în condițiile în care România tocmai a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru poluarea din București, în condițiile în care au crescut afecțiunile cardiace, în special la vârstnici, în condițiile în care au crescut afecțiunile respiratorii la copii. Am prieteni care au copii și care îmi spun pur și simplu: copilul meu când e în București tușește, când îl scot din București nu tușește. Am de asemenea prieteni, cum aveți și dumneavoastră, care au ales să plece din București pentru ca să-și protejeze sănătatea copiilor. Și în toate aceste condiții, administrația publică din București, primăria generală și cele 6 sectoare controlate de PSD, doresc distrugerea tuturor spațiilor verzi pe care le vedeți pe hartă. De fapt, principalul poluator din municipiul București este chiar administrația PSD, Firea și cei 6 primari de sector. Din punct de vedere juridic, care este situația? Avem un PUS sector 1. Din fericire, instanța a blocat procedura de aprobare acestui PUS sector 1, în care, vedeți, erau prevăzute construcții inclusiv în pădurea Băneasa și în parcul Herăstrău. PUS sector 2 este elaborat, nu a fost votat încă de Consiliul General. PUS sector 3 a fost suspendat de instanță. Tocmai instanța a considerat că este nelegal ca un teren care are destinația de spațiu verde să-i se schimbe destinația în teren construibil. Pentru sectorul 4 a fost aprobat doar un PUS pentru zona de sud, care este și el contestat în instanță. PUS sector 5 a fost votat în urmă cu aproximativ 10 zile de Consiliul General și în procedura de verificare de către prefectul municipiului București. Sper ca prefectul să îl atace la rândul său în instanță. PUS sector 6 a fost votat acum câteva luni și este la rândul lui contestat în instanță. Suntem deci în situația în care cetățenii și ONG-urile din București se mobilizează pentru a lupta împotriva planurilor pe care primăria le face împotriva lor și nu pentru locuitorii din București. Vorbim aici fie de parcuri care sunt deja amenajate, cazul parcului Herăstrău, mai avem parcul Sebastian și parcul Pantelimon, din care o parte din acestea urmează sau sunt propuse a deveni construibile, și vorbim în special de zone care au destinația de spațiu verde în plan urbanistic general și care în aceste planuri urbanistice zonale de sector urmează să devină zone construibile, cum sunt majoritatea din București. Avem un exemplu aici, în spatele stadionului Ghencea, care este aici. Avem un teren virant de peste 20 de hectare care figurează încă din anul 2000 în planul urbanistic general ca pădure urbană și este exact ce lipsește locuitorilor din zona Ghencea, locuitorilor din zona Rahova-Ferentar, care știți bine că au un deficit mare de spațiu verde. Avem o dezvoltare accentuată în zona de sud. Aici este zona de sud care merge către Popești. E foarte bine că se dezvoltă orașul în acea zonă,
Poate că ar trebui să fie și niște creșe și niște grădinițe și niște facilități. În fine, e bine că se dezvoltă, dar oamenii ăștia nu vor avea un parc în apropiere și exact această zonă ar trebui să fie parcul pe care ei, în care ei se ducă cu copiii vârstnici și să se plimbe, să se recreeze. Am ales locația în care ne aflăm pentru că sunt din două motive. În primul rând, în spatele nostru, înspre cartierul Pipera, unul din cele mai aglomerate din București, avem 3 hectare de spațiu verde, prevăzut ca spațiu verde în planul urbanistic general și care, din nou, în acest pus sector 1, urmează să devină zonă construibilă. Și al doilea motiv și mai important pentru care am ales această locație este că suntem pe malul lacului Colentina. Și în toate orașele civilizate, în toate marile orașe europene, apa care trece prin oraș, fie că e râu, fie că e lac, este unul din principalele atracții. E natura umană ca oamenii să se bucure de apă. Da? Și noi avem o oportunitate extraordinară cu salba de lacuri care merge din est în vest în nordul orașului și trebuie doar să o amenajăm, nici de cum să o acoperim cu clădiri. Avem experiența, azi e vineri după amiază și vedem șiruri întregi de mașini care merg fie către mare, fie către munte. Problema este că nu toate familiile își permit să plece din București în fiecare weekend. Problema e că avem persoane vârstnice care evident nu își permit să facă asta. Și problema este că nu e natural ca un locuitor al unui oraș să-și dorească să fugă din orașul ăsta în weekend. Da? Și avem această oportunitate extraordinară în condițiile în care avem parcul Herăstrău care e supraaglomerat ca toate celelalte parcuri în weekend. Avem această oportunitate extraordinară de a amenaja malurile lacurilor ca locuri de recreere, de promenadă, pentru piste de biciclete, pentru practicarea sportului, pentru divertisment, adică ceea ce te face pe tine ca bucureștean să iei autobuzul în loc să iei mașina și să te duci la mare sau la munte în weekend. Vreau să, așa cum am spus la început, vreau să vorbesc puțin de dezvoltare. Bucureștiul este un oraș care are nevoie de dezvoltare. Vă dau un exemplu. Agenția Europeană a Medicamentului nu s-a mai instalat la București. Am avut această oportunitate care ar fi adus 1000 de funcționari europeni la București și ar fi adus 40-50 de mii de vizite profesionale în fiecare an. Deci un turist de business pe care doar această Agenție Europeană a Medicamentului l-ar fi generat. De ce n-a venit Agenția Europeană a Medicamentului la București? N-a venit pentru că nu a găsit un complex potrivit de birouri de clasă A pentru a se amplasa. N-a venit pentru că Bucureștiul nu are un centru de conferințe de nivel internațional și nu a venit pentru că condițiile de viață din București, fie că vorbim de trafic, fie că vorbim de poluare, fie că vorbim de acces la spațiu verde sau de toate facilitățile care definesc confortul urban, nu sunt la standardele pentru care această agenție ar fi venit la București. Deci Bucureștiul are nevoie să dezvolte mari centre de conferințe, Bucureștiul are un mare deficit de birouri de clasă A, Bucureștiul are nevoie de dezvoltare. Și ce îi lipsește Bucureștiului foarte mult este o strategie de dezvoltare. Pugul nostru din 2000 a expirat în 2010 și am pierdut, iată, 10 ani pentru a face sau pentru a nu face o strategie de dezvoltare a Bucureștiului. Ce ni se propune în schimb aceste 6 puzuri de sector este pur și simplu o glumă. Pentru că un sector este parte dintr-un oraș care este un organism viu, un sector nu este un ghetou, da? Ca să-i faci strategie de dezvoltare a sectorului 5 sau a sectorului 6. Pentru a dezvolta un oraș trebuie să faci
o strategie unitară de dezvoltare a transportului, a transportului public, inclusiv a transportului pe infrastructura CFR cu un metrou de suprafață. Cum poți să faci asta într-un sector când inelul CFR trece prin toate cele 6 sectoare? Deci, iată că Bucureștiul a ratat o oportunitate de dezvoltare de 10 ani și în locul lui vine cu niște glume de puzuri de sector făcute de, plătite de un ONG și făcute de o firmă condusă de un teolog, câteva dintre aceste puzuri de sector. O să mai vorbim în această pre-campanie și campanie, o să mai vorbim de dezvoltare. Azi am vrut să vorbim de poluare. În materia poluării există un principiu fundamental care spune că poluatorul plătește și eu sunt foarte optimist că poluatorul principal din București, administrația PSD, va plăti peste câteva luni și bucureștenii vor sancționa. O invit pe Ilinca Macarie. Da, mulțumesc și bună ziua. O să vorbesc numai în calitate de consilier local. Am fost confruntată cu puzul sectorului 1 și așa cum a spus și Nicușor, acest puz al sectorului 1, ca și celelalte, nu face decât să blocheze o dezvoltare sustenabilă a Bucureștiului. De ce? Pentru că prevede, practic, în sectorul 1, în mare parte a zonelor de case, cu multă verdeață și nu atât de dense ca în alte părți. L-am urmărit puțin mai devreme pe candidatul PNL la primăria capitalei, Nicușor Dan, care a ținut să sublinieze încă o dată nemulțumirile din rândul bucureștenilor.